sunteți de acord să donați impozitul de 2% din salar pentru înființarea unei săli de sport la școala numărul 8? Da. Din impozitul de salar pentru înființarea unei săli de sport la școala numărul 8? Da, dar eu sunt în salar, nu am salar. Da. Da. Ești de acord ca la școala asta să-i fi închis o sală de sport? Da.